Ascultați piesa Toată suflarea, fasa mare în glasul 3, Melo Sardu, facerea fericitului într-o pomenire dascărului Nipalache, protopsartul moldovan. Finalul acestei cântări va fi încurunat cu un gen de cântare în stil calofonic numit cratimă sau teide, iar pentru a înțelege simbolismul teologic al cratimei, vom cita un scurt pasaj din Erminia despre Derele, scrisă la 1649 de Gerasim Sclavos, mitropolitul Filadelfiei, ca răspuns celor care se ridicaseră împotriva terelemurilor. Trebuie să știm că terelisma care se cântă la melodiile sfinte nu se zice din întâmplare, ci se cântă cu un scop și cu o rânduială minunată. Avem o mărturie sigură de la acela care s-a dus în cerul și a urcat până la al treilea cer și a auzit cuvintele înțelese pe care omul nu este vrednic să le zică. Deci, terere sau temena nu înseamnă altceva decât ceea ce este de necuprins în Dumnezeu, căci natura divină este de nepătruns. Când auzi terere, nu trebuie să înțelegi altceva decât că îl asculți pe Dumnezeu și atotputernicia Lui și înțelepciunea și pe toate acestea le auzi, dar nu poți să le cuprinzi cu mintea. Pentru acest motiv, Biserica, voind să nu fie lipsită nici de vorbe, nici de sunete fără vorbe, le cântă pe amândouă și sunetele fără vorbe, adică terirenul, și cuvintele. Cuvintele care sunt rostite în cântare semnifică umanitatea Domnului, iar teririsma desemnează dumnezeirea Lui de nerostit. Mai întâi, acest cuvânt semnifică Sfânta Treime, în al doilea rând, întruparea, apoi Sfânta Înviere a lui Hristos și a noastră, a oamenilor. Așadar, toată suflarea să laude pe Domnul. Solist, masterant Adrian Stori.
Amen.